trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Acestea au rămas blocate în interiorul uneia dintre mașini, fără a avea posibilitatea de a ieși singure. Totodată, în urma impactului, unul dintre autoturisme a luat foc, iar flăcările s-au propagat la vegetația uscată de pe marginea drumului. Fumul dens a inundat clădirea din apropierea zonei incendiate, iar angajații au fost evacuați. Acesta a fost scenariul unui exercițiu cu forțe și mijloace în teren, ce a avut loc astăzi în incinta zonei libere. Periodic organizăm exerciții în cooperare cu structurile care au în atribuții gestionarea situațiilor de urgență pentru a ne perfecționa modul de intervenție. De data aceasta, exercițiul a avut ca scenariu producerea unui accident rutier cu trei persoane încarcerate, urmat de un incendiu și de inundarea cu fum a unei clădiri aflate în imediata apropiere. Pe timpul exercițiului au fost constituite echipe de descarcerare și de extragere a victimelor din autoturism, de acordarea primului ajutor medical răniților, de căutare salvare în clădirea inundată de fum și de stingerea incendiului. La fel ca în situațiile reale, paramedicii și echipajele SAJ au intervenit pentru salvarea persoanelor care s-au intoxicat cu fum sau au suferit diverse traumatisme în urma evenimentului rutier și pentru transportarea acestora la spital. Fiind abordate situații tactice de o complexitate ridicată, la exercițiu au participat echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu, ale Poliției, Jandarmeriei, Serviciului Județean de Ambulanță și reprezentanți ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență Giurgiu. Exercițiul a urmărit testarea capabilităților de intervenție și de răspuns a forțelor implicate, creșterea gradului de pregătire a personalului, precum și verificarea modului de cooperare între structurile cu atribuții în managementul tipurilor de risc.